Cei care au optat să își petreacă mini-vacanța de 1 mai în tabăra de la Săcelu vor avea parte de mai multe surprize oferite din partea gazdelor. Cei care nu s-au hotărât încă unde vor petrece zilele următoare mai au timp să o facă, deoarece tabăra mai dispune de locuri libere. Cei care se vor caza în tabăra de la Săcelu vor scoate din buzunar câte 65 de lei pe zi, în acești bani fiind incluse și 3 mese zilnic. În această perioadă de care se marcheze ziua muncii, ziua tineretului data asta, avem și în centrul de agrement Săcelu un grup de tineri din Buzău care își vor petrece, credem noi, un sejur foarte, foarte plăcut. În ceea ce privește costurile, ele sunt costurile care le avem de ani și ani de zile, 65 de lei pe zi, cazare și pensiune completă. Directorul Direcției Județene pentru Tineret și Sport Gorj, Horațiu Gorun, a declarat că în această vară se va depune un proiect pentru o tabără națională de dans care va avea loc la Săcelu. Acum noi încercăm pentru sezon, dacă tot m-ați întrebat și mi-ați dat această ocazie, să depunem un proiect pentru o tabără națională de dans care să aibă loc la Săcelu. De depus îl vom depune, să sperăm că vom fi și niște competitori demn de luat în seamă ca să și câștigăm. Tabăra de la Săcelu dispune de 60 de locuri de cazare. Într-un clasament întocmit de către Ministerul Tineretului și Sportului, tabăra de la Săcelu s-a aflat printre primele 5 locuri din țară de acest gen.